Șoferii care primesc amenzi de circulație și consideră că măsura nu reflectă neapărat realitatea pot face contestație pentru a anula procesul verbal. Contestația unei amenzi de circulație se soluționează pe cale judecătorească. Potrivit ordonanței de urgență numărul 2 pe 2001, șoferii pot face contestație împotriva procesului verbal în termen de 15 zile, de la data comunicării sau înmânării acestuia, potrivit Poliției Române. Contestația unei amezi de circulație se soluționează pe cale judecătorească, la fel ca în alte tipuri de procese șoferii au posibilitatea de a aduce martori. Potrivit ordonanței de urgență numărul 2 pe 2001, șoferii pot face contestație împotriva procesului verbal în termen de 15 zile de la data comunicării sau înmânării acestuia. Potrivit poliției române, șoferii care semnează pe loc procesul verbal au la dispoziție 15 zile din acel moment pentru a contesta amenda primită. Șoferii care refuză să semneze procesul verbal îl vor primi prin poște cu confirmare de primire și din acel moment au 15 zile pentru contestație. Contestația se depune și se soluționează la judecătoria în a cărei circunscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria din raza domiciliului sau sediului contravenientului. În procesul pentru contestarea amenzii, persoanele în cauză pot aduce martori. Potrivit articolului 315 din Codul de Procedură Civilă, nu pot fi martori. Rudele până la gradul al treilea inclusiv, soțul, fostul soț, logodnicul sau concubinul persoanele aflate în dușmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părți, persoanele puse sub interdicție judecătorească, persoanele condamnate pentru mărturie mincinoasă. După ce s-au hotărât că vor să conteste amenda primită, șoferii trebuie să întocmească un dosar care să includă următoarele acte. Plângerea, copia procesului verbal, dovada a plății taxei judiciare de timbru de 20 de lei, alte documente justificate. Pentru actele care se depun în copie, persoanele în cauză trebuie să scrie pe fiecare pagină conform cu originalul și să semne. După primirea dosarului, judecătoria va fixa un termen de judecată care nu va depăși 30 de zile, relatează România TV.ru.